să nu avem curajul de a ne prezenta, de a fi în rând cu lumea, cum se spune? Și m-am enervat și am zis, de ce? București, capitala țării mele din care am venit și trăiesc aici pentru străini. Și am zis, nu, nu mai București, București, este Bucureștiul, acum să fim drepți. A fost ce a fost în România, dar astăzi totuși s-a schimbat încât unii dintre noi parcă mi se pare, câteodată mi pare rău că am plecat. Așa că, chiar dacă ne pare rău într-un fel așa, dar pe de altă parte, eu unul ca român și cred că mulți sunt ca mine, care se bucură că România, românii de acolo au ajuns să nu le mai fie rușine și foarte puțini sunt cei care se mai ascund și evită să spună că sunt români. Gândindu-mă, mulțumesc, mulțumesc. Știți bine de cât timp mă chinui sau de mult. N-am putut să mă despart niciodată de neamul meu și sunt convins că și dumneavoastră, chiar dacă câteodată spun, ăștia sunt români, nu. Și alții au și răi și buni. Și mă întorc din nou la acest nume și m-aș bucura să fiți alături de mine, că de aproape 20 de ani îmi bate inima românește, la fel ca și dumneavoastră, și m-aș bucura să fiți alături de mine, pentru că nu doresc să fie doar un simplu restaurant, mai elegant sau mai puțin, ci doresc să fie un loc în care să răcorești inima de român petrecând printre străini. Așa că mă întorc la România, mă întorc la capitala ei, care se numește București și pe care îl iubesc. Sunt de aproape 20 ceva de ani de când sunt în America, în suflet, iar acum am invitat special. Mă bucur tare mult, sper că în acest nou restaurant numit București, care reprezintă canune capitala țării din care venim cu toții, românii de aici, sper să fie într-adevăr de frunte. Nu, mă lăudați prea mult, nu. Suntem clienți vechi al lui domnul Bădănuță, că au fost și la deschiderea Casei Române când a fost cu ani de zile în urmă. Și durăm mult succes! Spre dumneavoastră să vă întâlne cu câteva piese din Banatul meu frumos. Când ți-am uimit, măi, băută,
fericire am adunat, am dat mai două. Mă numesc Maria Rale, sunt una din vechile reprezentante ale comunității românești din New York. Îl cunosc pe domnul Bădăluță mai bine de 25 de ani. Omagiu și o mulțumire din suflet pentru ceea ce face pentru comunitatea românească. Să-și arate iubirea pentru poporul român. De adevărat român, mulțumesc, îți mulțumesc. Bună seara, dragi români, Vasile nu pleca. Vreau să vă rețin atenția tuturor și dacă doriți să facem un început, așa cum numai românul știe să facă un început într-o casă nouă, așa se eram deja în aeroportul Otopeni. L-am programat pe domnul Bădăluță la New York, că voi veni și am venit. Vă mulțumesc și aplaudați-l pe domnul Bădăluță. Aplaudați-l, că merită prezența artiștilor aici. Facă-l Boron, că Lia Lungu, și alte surprize. De aceea, dați-mi voie să dăm drumul muzicii. Bună seara, dragii mei, vă spune salutul lui Gheorghe Durda. Foarte bine, suntem între români, sunt Gheorghe Turta, suntem la domnul Bădăluță, ne simțim extraordinar ca întotdeauna. Romanian style, Romanian style.